Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Hristos a înviat. O nouă zi cu Iisus, o nouă binecuvântare de a sluji un Dumnezeu sfânt, viu și adevărat. Vă binecuvintez pe toți cei care în această dimineață vă aplecați inima, sufletul și mintea la cuvântul lui Dumnezeu. Pâinea vieții, cea care ne hrănește pe toți, este însuși Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, prin cuvântul Său din Sfânta Evanghelie. Astăzi, Apostolul îl vom citi din Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 5, versete de la 1 la 11. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În zilele acelea, un om anume Anania, împreună cu Safira, femeia lui, și-a vândut țarina și a ascuns din preț știind și femeia lui și, aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. Iar Petru a zis, Anania, de ce a umplut Satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să ascunzi din prețul țarinei? Oare păstrând-o nu-ți rămânea ție și vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut și a murit. Atunci frică mare a cuprins pe toți care au auzit. Și sculându-se cei mai tineri, l-au înfășurat în giulgiu și scoțându-l afară, l-au îngropat. După un răstimp, ca de 3 ceasuri, a intrat și femeia lui neștiind ce se întâmplase. Iar Petru a zis către ea, spune-mi dacă ați vândut țarina cu atât. Iar ea a zis, da, cu atât. Iar Petru a zis către ea, de ce v-ați învoit voi să ispitiți Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor scoate afară și pe tine. Și ea a căzut îndată la picioarele lui Petru și a murit. Și intrând tinerii, au găsit-o moartă și scoțându-o afară, au îngropat-o lângă bărbatul ei. Și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți cei care au auzit acestea. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie în ziua de 17 mai. Vom citi din Evanghelia de la Ioan. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Dacă mărturisesc eu despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Altul este cel ce mărturisește despre mine și știu că adevărată este mărturia pe care o mărturisește despre mine. Dar eu nu de la om iau mărturia, ci vă spun acestea ca să vă mântuiți. Acela, Ioan, era făclia care arde și luminează și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Dar eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis, acela a mărturisit despre mine. Nici glasul lui nu l-ați auzit vreodată, nici fața lui n-ați văzut-o și cuvântul lui nu se lășluiește în voi, pentru că voi nu credeți în cel pe care l-a trimis acela. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și acelea sunt care mărturisesc despre mine. Și nu voiți să veniți la mine ca să aveți viață. Slavă de la oameni nu primesc, dar v-am cunoscut că nu aveți în voi
dragostea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți. Dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veți primi. Cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții, iar slava care vine de la singurul Dumnezeu nu o căutați? Să nu socotiți că eu vă voi învinui la Tatăl. Cel ce vă învinuiește este Moise, în care voi ați nădăjduit. Căci dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și mie, căci despre mine a scris acela. Iar dacă celor scrise de el nu credeți, cum veți crede în cuvintele mele? După acestea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, în părțile Tiberiadei, și a mers după el mulțime mare, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru cuvântul vieții din această zi. Îți mulțumim pentru că astăzi ne-ai învățat că trebuie să mărturisim cuvântul pe care îl ascultăm. Mărturisim cuvântul vieții, de fapt, te mărturisim pe tine, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Mărturisind Sfânta Treime, nu facem altceva decât arătăm că suntem creștini mărturisitori, ceea ce ne-a învățat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă dea gândul cel bun și să-L mărturisiți cu inima, cu fapta și cu viața dumneavoastră. Amin. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Sfinții zilei de 17 mai, Sfântul Apostol Andronic și soția sa Iunia, Sfântul Dodo, ucenicul Sfântului David din Gareji, Georgia, Sfântul Cuvios Teofan, Sfântul Cuvios Nectarie, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.